Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Reconstrucția Naționalei României și, crede-mă, cu viitorul, practic. Am zis că este cel mai frumos lucru, cea mai mișto idee, să iei echipa Fecii Viitorului, unde, desigur, deja sunt jucători români de calitate, dar, desigur, istoria, brandul Viitorul în Academia de Juniori. Știți voi, jucători români, îi aducem, îi creștem, îi evoluăm, îi facem de mare calitate, dar, desigur, Naționala României, de câte ori se spune, se lucrează pe Reconstrucția Naționalei, iar acum este momentul, mai ales cum și România, în realitate, desigur, joacă Nations League, va urma Euro și așa mai departe. Am zis că acum este momentul propice și perfect pentru acest cărimut. Din câte o să observați, am să încerc, desigur, să fac câte două episoade pe zi cu ajutorul vostru, prin, desigur, comentarii, să-mi dați acolo activitate, să dați un comentariu, orice ar fi, un click pe acel buton de like, dacă am strânge 500 like-uri ar fi super fain, ar fi mișto și mai mult ca să strângem, să facem acel hype și să mă ajutați și pe mine să-mi fac hype-ul pentru aceste grimoduri, pentru că tare mult îmi doresc să fie așa, câte două episoade pe zi, mai mult că sigur în unele zile poate n-am să reușesc, dar să sperăm că voi reuși și într-adevăr este grimodul cu Barcelona, care va fi într-o anumită perioadă, și grimodul cu Naționala României, unde, dacă rețin corect, am dat deja click pe ăsta, pe coins de aici, de la catalog, să cumpăr acea opțiune de a merge automat la Naționala României să primim invitația. Desigur, eu am... Hai să facem așa un tur al echipei Viitor între timp. O să fie câteva reguli stricte aici la acest career mode, ceea ce mi se pare și logic, pe de altfel. Strict români. Regula principală, dacă voi transfera strict jucători români și doar români. Nu alte naționalități, strict jucători români și, desigur, vom investi foarte mult și în baza de juniori, unde, desigur, să sperăm că îl vom găsi pe Viitorul Hagi, pe Viitorul Dănciulescu, pe Viitorul Silviu Lung, senior, și așa mai departe. Ia, Duc Adam e un jucător mai bine la exemplu, și așa mai departe, desigur. O să trebuiască să vedem cum stă treaba și să văd cu evoluțiile, într-adevăr, că știi cum e, că odată ce ai mulți jucători tineri, va fi foarte greu cu trainingul să-i pun, că nu poți decât 5. Sper eu să pot cumva să găsesc anumite soluții, poate voi încerca și cu sistemele astea de loan, să trecem mai repede, să evoluăm mai repede jucătorii decât să stea așa pe bancă. Totodată, sigur, campionatul României l-am jucat destul de multe ori, poate că odată ce vom avea o echipă, zic eu, strașnică, așa să zic, cu români de calitate, vom juca anumite meciuri de campionat și așa mai departe. Nu știu exact Champions League-ul sau Europa League-ul cât de mult să-mi pese, că practic acum suntem pe timp, știi că a mea apare FIFA 21 și vreau să-mi construiesc Naționala României cât mai mult, cât mai bine, și asta înseamnă, desigur, să simulăm multe sezoane, că mulți evoluează așa în proporție de sezoane. Și vă dați seama că trebuie repede să trecem cu sezoanele. De asta poate că și acest career mode am să încerc să-l filmez poate mai multe episoade în aceeași zi, încât să am așa un backup, ca acest career mode niciodată să nu rămână fără episoade și să fac așa zisa pauză. Oricum, în principiu v-am spus, strict jucători români, bază de juniori, să evoluăm, să împrumutăm și, desigur, am zis că hai să ne uităm peste echipa Viitor în momentul de față, că Buz îl păstrez 23 de ani, portar bun, Buz Buchi l-am pus transfer listed, Cojocaru are 23 de ani, cred că ar mai putea evolua pe la 70 și ceva, cine știe, clar îl păstrez, poate că el o să-l pun și titular. Torda l-am pus transfer listed, De Noyer ar trebui să-l pun și pe el transfer listed, să facem bănuți, chiar dacă sunt jucător bun și evoluează, asta este, vreau strict jucător român, mai grabă joc, știu și eu, îmi cumpăr un jucător pe lâmbă acolo sau ceva. Bun, Ghiță, ăsta l-am pus transfer listed, rotation, Kilenei. Mamă, asta clar e ungur, dar vă că e naționalitate în România, așa că poate îl păstrăm. Poate îl dau așa ca și un loan. Boboc, Mladen, bun, Dulca, îl păstrăm și pe Dulca așa pe perioadă. Artean, transfer listed, că nu cred că mai evoluează, asta e transfer listed. Ăsta e împrumutat, așa ca sapul e bun, Mălăele, poate ar trebui să-l dau, să fie să-l vând. Nu, loan listed, mai bine loan, ce am vrut să fac, bun. Mățan evoluează,
Bârnoi cât doi, să sperăm că va evolua și el. Matei bun, Iancul într-adevăr a și avut apariția națională în României, Rivaldo și el acolo la vânzare și am înțeles că Munteanu are iarăși un potențial foarte mare de evoluare. În momentul de față avem un buget de 2 milioane. Eu mă gândeam că aș putea să fac acest financial takeover care nu știu dacă l-am făcut vreodată, nici nu știu cum este acest financial takeover. Să vedem câți bani ne vor veni aici la finanțe, pentru că doresc să cumpăr românii noștri cât mai repede, să am aici la viitor și să știu eu cum lucrez cu ei. Chiar dacă pe mulți îi voi cumpăra și poate că nu o să mă joc cu ei, dar măcar știu că eu îi voi împrumuta. De exemplu, ia uite, poate nu era Cojocaru la noi. Eu îl cumpăram pe Cojocaru și îl puneam loan list și îl dădeam loan la o echipă undeva unde chiar cred eu să poată să joace. Și da, ia uite, financial takeover s-a întâmplat, glad we are aligned, s-a întâmplat miracolul la viitorul, a venit un nou sponsor, un nou finanțator, a venit Gigi Becali cu valiza și a zis, bag piciorul în ea de steaua, vine aici la viitorul, că aici este viitorul, te-ai prins, naționale și a jucătorul și aici se fac bănuți, mai ales când am văzut că a venit șeful șefilor, Dudley, aici normal, aici sunt bani, aici e treabă de calitate. Bun, având în vedere că am făcut financial takeover, acum că mă gândesc, am o problemă cu young staff, va trebui să dau asta recall, vreau să-mi cumpăr unul de ăsta, ia uite, unul de ăsta, 2000, bac, frate, 300.000 de stele. Asta zic și eu. Bun, 9. Du-te acolo. Bun, pe asta lăsăm să revină și pe vedem noi. Încă nu știu exact dacă poți să trimiți 2 scouteri în aceeași nație, gen. Sunt curios. Bun, la Global aici poate mai trebuie un scout, încât să știu că mi-a făcut toate fițele, problemele, dar nu dau pe la 4 milioane. Așa, un ciuriburi de ăsta, că după un timp, oricum, O să rezolvăm cu toți românii, știi, și o să am scout pe toți românii și pe nu mai are rost. Hai să vedem, deci din nou acolo cu România, oare am făcut la toți scout, nici nu știu, poate că asta ar fi trebuit să fac eu înainte de, ia uite, la Andone, noi am dat scout, Raul Obaici, poate și asta evoluează, hai că dau acolo. Buziuc, nu, Benzar, așa, Buz, Chipciu, așa, Coman, bun, Constantin, Costache, i-am dat 10 zile, perfect, Câmpeanu, Drăguș, iarăși un jucător care trebuie să-i dăm acolo, Câmpeanu, bun, și el evoluează, Deac, hai și tu, chiar dacă ești bătrânel, Dumitru l-am pus, un jucător aș foarte interesant de viitor, acest Dumitru, așa, Cheșer la 32 de ani, dar măcar să știm că joacă la noi, Andrei Ivan, care nu știu de ce n-are nici măcar poză, hai să vedem și Lup cu un loan, cu un scout, Mitriță, deja gata scouterul, nu mai poți să, pușcărie, dar bun, hai să mai avansăm puțin prin perioadă, măcar așa mai trebuie și scouter și desigur și eu știu cât să ofer corect pe acei respectivi jucători, încă să nu fac vreo prostie sau ceva, dar în principiu, vedeți, vin oferte, dau accept, am încă știu că am făcut financial takeover, e mult mai relax. Primul meci va fi cu Dinamo, o să vedem echipa mea strict românească ce va reuși, ne bate Dinamo 2-0. Rușine, ioi, mi-e rușine, dar asta este, asta va fi, dar am încolo distracția, știi, că noi ne axăm clar pe România, uite, l-am dat pe Buzbuki la AIK. Bun. Vine un loan, de la LA, sigur că vei juca acolo, stai bă nene mă. Dar bun, eu așa știu că am dat de ăla, dar hai că mă așteptăm să-mi vină ăla de Naționala României, încă aștept. Dar bun, în rest, transfer hub, hai să vedem, să începem cu româna și nu știu să-i transferăm noi aici și pe românii noștri. Aici și bine, în principiu Denis Pan, Coman vor juca, mai mult ca sigur vor juca la FCSB, deci practic îi cumpăr, că nu-i cumpăr, știu că evoluează acolo, într-adevăr că poate că dacă i-aș cumpăra eu, aș avea un avantaj că i-aș pune acolo pe training, de exemplu să facă trainingul
pe shot power și pe toate cele. Ia uite, l-aș putea lua și pe Muruțan, că știți bine, l-am luat, mai luat odată pe Muruțan și a evoluat foarte bine. Vom începe negocierile aici cu domnul Becali. Hai să dăm așa. Foarte bine, Muruțan. Vine aici Muruțan nostru, eroul nostru. Midfielders, poate vă dau ceva la schimb. Ha? V-ar trebui așa un schimb ceva. Ia uite pe Edjuma ăsta. Bring in striker. Altă poziție, ok. Atacanță. Nu. Wingers. Bârnoi, cât doi. 21 de ani. Gabi Matei, să revină Matei. Doamne, cred că s-a spânzurat săracul Matei. Hai că vi-l dau pe Bârnoi. Bârnoi cât doi. Hai să dăm așa, 1.500.000 și Bârnoi care 500-400.000 de euro ar fi 2 milioane. O plasă de viitorul transfer, fără chestia aia, dar vă dau desigur încă 200.000 de euro acolo. Ok, 2 milioane atunci, am înțeles, 2 milioane, chiar dacă am făcut financial takeover și am bani, știu că vor urma alte transferuri, de exemplu Stanciu sau Mitriță, care vor necesita 8-10 milioane și de asta vreau aici unde pot să negociez, și unde va fi de aruncat cu bani, aruncăm cu bani. Asta și vreau să spun. Bine, Muruțan. Sporadic. Ok, crucial, am înțeles. Ok, Muruțane, vei fi crucial. 5 ani. Uite așa, facem pe 5 ani. Ok, foarte bine. My client, bla bla. Du-te acasă. Ok, bun. Acum salariu. 5.000 de euro. Și la semnătură. Am e ciudat să vin din cărâmădul meu cu Barcelona. Să vin aici în Liga 1 României, unde știi, nu mai oferi un milion, nu mai oferi nu știu ce oferi, uite așa, niște ciuriburiuri și jucătorul acceptă. Diferență imensă. Dar oricum, primul transfer al nostru este Muruțan, care știu eu că este un transfer de calitate, un transfer foarte bun. Trebuia să-l aduc la echipă și să-l evoluez, că ăla nu prea ar evolua la FCSB, deci știu că a făcut o treabă bună, l-am luat pe băiatul ăsta, acum este mâinile noastre și facem treabă cu el. Bun, în rest, ce mai avem noi pe aici? Și Itu, într-adevăr și el ar trebui să evolueze. Ce mai avem? Bancu, ne-ar trebui și lui, într-adevăr, fie Panțărul, Bancu, Vătăjelul, să vedem acolo pe cine se iau. Din păcate, într-adevăr, Pașcanu este împrumutat, parcă la voluntari și nu putem să luăm acum. Aș putea să le iau pe Grigore, care vă lent. Cam lent, dar nu pot să lua pe Kindrich, e prea important clubului în momentul de față. L-aș putea lua pe Ciubotariu, 21 de ani, oare ar mai evolua cât de cât? Poate Mania iarăși ar fi jucător de calitate să-l iau, ar trebui să-l iau, dacă stau așa să mă gândesc. Bun, ar trebui să-l iau și pe Vlad, care te evoluează. Din păcate, Radu este împrumutat, Tătărășanu așa. Ioani mi se pare iarăși un jucător de mare viitor în perspectiva națională României și a portarilor, 19 ani. Hai să văd că poate am eu alt portar de ăsta, Ciuriburi, care să vi-l dau. Ia, Tordai. Nu vi-l trebuie pe Tordai. Nici nu vă trebuie portar, alt portar. Vă trebuie atacanți, winger, center back, iau-ți. Striker... Nu, winger, Pitiu, Matei, Chițu, pe ăștia mai degrabă aș vinde, că pot obții mai mulți bani. Hai să vedem atunci, 400.000 de euro pentru Ioani. Ok, 500.000, numai că fără acel release clause. Așa, advance, submit, 500.000 de euro, 630. Bine, bro, că sunteți voi șmecheri. 550. Hai mă, că o să trească să-l iau, pă. Aveți nevoie de timp de gândire pentru 50.000 de euro? România. Bun, nu este niciun stres. Poate Vlad, într-adevăr, hai să vedem approach to buy. Vlad, trebuie și el să vină cu noi. Să vină acum, țaca-paca. Uite, primele două trebuie să fie de la FCSB. Vine nebunul de Vlad. Și vă dau pe Tordai. Ia că l-ar dori pe Tordai. Foarte bine, mă bucur. Că și Tordai ajunge la echipă mare. Nu cred că o să joace acolo.
Un milion. Vă dau un milion rotund plus tor dai 300.000 de euro. Nu? N-aveți? Nu? Of, 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 ce mă fac eu cu voi. Hai, 100, așa, bun. Îmi place că am bani, dar îs foarte, mă gândesc cu doi pași înainte, știi, că alții ar zice, sigur, ia mă de aici, 1.500.000, ia tu 2 milioane, cât vrei, 3 milioane, du-te mă de aici, ia, dă-mi jucătorul. Știi, de eu mă gândesc că câțiva pași înainte, că dacă îl vreau pe Stanciu, ăla e 10 milioane și, dacă îl vreau pe ăla, ăla e 8 milioane, dacă îl vreau pe ăla, poate ăla e 5, știi, deci, cumpătare, fraților, că nu ne-a făcut magnați peste noapte. Important, măcar nu e crucial, dar într-adevăr, cred că oricum pe el o să-l și joc în mare parte să evolueze, poate și cu Jocaru sau Vlad, să vedem. Bun, vorbim mai despre salariu. Tu cât ai acum la FCSB? Hai că îți dau 3.000 de euro să-mi zici că-s bulangiu și 70.000 la semnătură. Da, that's a fair offer. Foarte bine, bine ai venit la noi, Vlad. Un transfer din nou șmecherie pe vampirie. Țaca-paca, mai lipsește Ioane acolo să vedem dacă se realizează transferul portarului. Hai să-l pun atunci pe Vlad, asta e totuși 20 de ani, altfel evoluează Vlad. Foarte bine, Boboc, acolo Gania, Munteanu. Bun, suntem pe calea cea bună la evoluții. Treabă bună, treabă de calitate. Bun, hai să vedem din nou echipa. Opa, așa. Deci, a venit Vlad. Și a venit și Moruțan. Muruțan, uite așa, Mățan, Dulca, îl scoatem pe ăsta, îl punem acolo. Artean 25, Achim, mai degrabă așa, bun. Rivaldino acolo, Iancu, atac acolo, Mățan, Chitsu sau... Oh, stai un pic, Mățan e 19 ani, de ce nu joc pe Mățan? Poate că mi-a rămas acolo ăla. Mai degrabă îl joc pe Mățan, că evoluează Mățan. Logic, nu? Bun, 67 sau Căbuz? Deci reflexe și positioning, Căbuz e un pic mai bun, dar contează, trebuie să evolueze Vlad, trebuie să joace. Bun, ok, foarte bine, l-avem pe Vlad, l-avem pe Moruțan, ușor, facem treabă bună de tot. Trebuie desigur și scouteria, uite, vorbeam despre ei, să mai termin din scout, ca eu desigur să mai avansez în respectiva fază. Stai un picuț cum. Numai negocie, nu pot să dau accept că 550.000 este ok. Au acceptat 550.000, de aia n-a putut negocia. Ups, n-am citit. Nebun, rotation, 5 ani. Asta iarăși o să fie un portar interesant. Ok, release clause, 100% de acord. 700.000 și la semnătură, super. Bine ai venit la echipa Ioani, la viitorul vei avea un viitor bun. Tobele! Bun. Super tare. Bine de tot. Am luat portarii români. Practic ar fi fost Radu, care un pic e bătrân, 23 de ani, nu mai evoluează la training, dar ar evolua pe teren la un anumit level, dar într-adevăr este împrumutat, până vine iarăși mai bătrânește un an. Radu, nu știu ce să zic, ce și cum o voi face acolo cu el. Acum am o grămadă de portari, poate trebuie să mai împrumut, poate îl împrumut pe Cojocaru, știi? Că Cojocaru încă are un viitor. Cojocaru încă ar putea să mai evolueze, zic eu așa, deci îl voi da loan. Căbuz o să rămână poate ca rezervă. Ioane acolo, gen juniorul, să-i spunem așa, care o să evolueze și el destul de bine, poate că o să-l întreacă într-o bună zi pe Căbuz și atunci îl dăm pe Căbuz, deci e ok. Și da, ia uite, suntem pe... încă loan pentru a Swansea. Mă, dar cine e jucătorul ăsta? Kielian? LA? Swansea? Frate, sunt echipe mari, numai echipele mari îl vor pe jucătorul ăsta. Ceva un pic mi-e suspect, poate ar trebui să stăm pe fază cu jucătorul ăsta, mai știi, poate ne trezim că e ceva mare superstar și nu știu eu.
Da, bun, scout report. Da, report, ofertă pentru Casap care va trebui să-i dau reject. Și ia uite că a venit Romanian. Da, perfect, a, deadly, bla bla bla. Și semnăm contractul. Suntem la Naționala României, fraților, Romania, glad to have you on board. Într-adevăr, momentul mult așteptat s-a întâmplat. A venit oferta noastră, desigur, aici, de la Naționala României și am venit eu aici și așa să fac treabă aici și așa. Vine ofertă și pentru De Noyer, care într-adevăr nu-mi place să-l vând, că știu că l-aș putea evolua și să-l vând pe 5 milioane, dar având în vedere că în modul actual nu are ce. Dar nu mă las, 2 milioane. Vreau 2 milioane pe el, e o sumă foarte mică, corectă pentru De Noyer. Aia este suma, 2 milioane, dacă nu o cumpărați voi, las că să vină altă echipă, poate vine Gigi și el dă 3, nu m-ar surprinde, și atunci va pleca De Noyer. Bun, hai că ne oprim aici, într-adevăr, de-abia aștept să văd, ia uite aici, stai un picuț, nu global, așa, Young Staff, într-adevăr, deci ăsta l-am pus acolo, Setting Up Network, deci acum acolo se setează, se pregătește, și uite, într-adevăr, na, a, vezi, one of your scout is currently setting up network in this country. Deci, vedeți, asta am vrut eu să văd. Deci, asta am fost foarte curios. Să văd dacă, de exemplu, pot să pun mai mulți scouteri în România, dar se pare că dacă ai unul și setting up the network, nu mai poți pune și în alte țări. Adică în această țară, îmi cer scuze. Da, ar fi fost, hai, eu știi, să mai pun și în altă țară, nu știu ce, dar parcă văd, sau parcă aș simți că ăsta că va găsi la nu știu ce brazilian sau nu știu ce nație care evoluează la 90 și ceva și după care, știi, eu zic, bă, dar aici e Naționala României, nu poți să le evoluezi pe ăla, hai ce ciudă mii, știi, mai degrabă lăsăm așa, ok, oricum un scouter aproape full de stele acolo pentru bază de junior, ceea ce este foarte important, scouter, desigur, care încă își fac treaba, o să trebuie și eu să mai caut acolo prin desigur, jucători să mai dau scout, să fim pregătiți pentru viitor. Și vă mulțumesc foarte mult din nou, vă spun, fără voi nu s-ar putea, fără susținerea voastră, fără like-urile și comentariile voastre în comentariile de mai jos, să știți că voi sunteți cei care mă motivați pe mine să fac treabă, deci fiți activi și voi fi și eu. Numai bine, pa, pa!